Polițiștii din capitală au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară și 10 mandate de aducere în București, județul Ialomița și județul Dâmbovița, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt în formă continuată. Asta după ce în iulie 2024 oamenii legii au primit o plângere de la reprezentantul unei societăți comerciale care se siza că mai multe persoane ar sustrage fără drept băuturi alcoolice de la un depozit. Intras pe fir poliții au stabilit că 10 bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 56 de ani ar fi sustras în perioada ianuarie și până în prezent băuturi alcoolice, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 800 de mii de lei. Persoanele bănuite au fost depistate, urmând a fi conduse la audieri în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.